Cadrăgușanu îi acordă divorțul lui Victor Slav și contraatacă. Primul care a călcat strâmb a fost soțul ei, care schimba SMS-uri cu Anda Adam și voiau să fugă împreună la 2 săptămâni după ce Victor se însurase. Atunci Bianca a vrut să divorțeze prima dată. Când s-a întâlnit cu fostul iubit la Paris, modelul și soțul ei hotărâseră deja să se despartă și în acte, spune Bianca. Trece și tu ești rece, Ana, o lege. Divorțul, eu îl acord. Suntem amândoi de vină. Primul ar fi butonat greșit Victor, s-a apărat Bianca. După primele 2 săptămâni de la căsătorie, noi deja dar noi spuneam am asta, avut discuții din cauza unor mesaje pe care Victor le dădea Andei. Le era foarte dor unul de celălalt în condițiile în care noi eram deja căsătoriți. Vreau să nu am nicio legătură cu acest subiect. Le era dor unul de celălalt. Și vreau și vreau să se vadă, fugă de acasă împreună. Și vremea a devenit furtunoasă în cuplul anului, mai ales că proaspăta mireasa a pronunțat cuvântul divorț. Nici o femeie, într-adevăr, nu pleacă de bine de acasă. În secunda 2 am reacționat din impuls și am cerut să divorțăm. Au început reproșurile. Am dat aceste mesaje pentru că și tu ai dat mesaje cu Adi. Reproșurile au fost urmate de spionaj ca în filmele americane. El în permanență știu ce fac, unde sunt. Am ajuns la ea acasă și a vorbit în șoaptă. Și zic pe Bianca, ce ai, de ce vorbești în șoapte? Și mi-a zis că are niște microfoane. Apoi s-a vorbit că Bianca era însărcinată și ar fi întrerupt sarcina. Victor s-a mutat de acasă și s-au hotărât să divorțeze fără scandal după revelion, înainte ca Bianca să se vadă cu fostul iubit Adrian Cristea. Neoficial eram o femeie liberă. Tu spui deci că nu mai te-ai mult decât cu Cristea în niciun loc public. Nu. Soțul ei a aflat de la televizor și tot la televizor a anunțat că vrea el divorțul. Acum că Bianca l-a informat că e de acord, o pot face la notar. La tribunal ar dura mai mult și ar fi mai la vedere pentru public, inclusiv împărțirea averii. Pagubele materiale trebuie dovedite efectiv, să spunem, am suferit, nu știu, am cumpărat, am făcut, am achiziționat diferite bunuri. Despăgubirile morale sunt greu de cuantificat. Ești fericită, va divorța Bianca? O iei de nevastă? Despre escapada Biancăi cu Cristea s-ar fi aflat de la femeia cu care fotbalistul are un copil. Pe tot parcursul relației mele cu Adi, ea a intervenit mereu, în mod evident și strident. Nici într-un caz nu știu ce face Adrian Cristea în fiecare minut al vieții sale. Nu mint. Pe cine minte? Părerea mea, toată lumea. Azi noapte la 3, Bianca și Victor ar fi stat în sfârșit de vorbă față în față. Această căsnicie, din punctul meu de vedere, nu a fost una serioasă. La finale de... Moartea